Locul ăsta s-a transformat într-un magazin de dulciuri? Vrei să vedem? Sper că e cineva acolo. Cred că putem intra. Locul ăsta e plin de chestii. Pe bune! Lucrează cineva aici? Poate sunt acolo. Wow! Ah! Ce naiba s-a întâmplat? E timpul pentru provocarea mâncare din jeleu versus cea reală. Tu ești primul, Thomas. Wow! Ia uite ce vierme! Mișto, nu? Adică eu am primit un vierme real? Prefer versiunea dulce. Hei! Era pe farfuria mea! Dă-i drumul! E al meu, am zis! Bine, ia-l tu! Thomas a fost pălmuit de un vierme! Clar a meritat! Ți se pare amuzant, nu? Dar eu o să-l mănânc! Cireșe! Cea mai bună aromă din lume! Mă rog, Thomas, mai e un singur lucru de făcut! Nu pot să cred! Mă speriasem degeaba! E departe de a fi un vierme alunecos! Pun pariu că te simți prost acum! Și e zmeură albastră! Mai gândește-te în privința cadelei alea! Hei! Lasă-mă în pace! Scuze! Ce? Mănânc un vierme adevărat? Frate, a fost grozav! Pentru mine cel puțin! Stai! Hai să jucăm întâi! Bine! Ha! Foarfeca bate hârtia! Fie! Haide! Vai! Broasca asta din jeleu e așa drăguță! Nu-i corect! Am marcat runda asta, nu? Sper să aibă aromă de măr verde! Sau poate de limetă? Miroase bine orice ar fi! Oh, da! Măr verde este! Stai puțin! Nu-i o broască acolo! Sau e... Thomas? Mă ajuți puțin, te rog? Ce-o fi aici vrea să evadeze? Sper să nu regret asta! Chiar e o broască? De fapt, e chiar drăguțică! Pot să o păstrez? Pot să fiu noua ta mămică? Oh, ești o frumusețe, nu-i așa? Ce-i aia? Ah! Mereu am urât chestiile astea. Oh, Doamne! Nu mă așteptam la asta. Schimb rapid. Oh, serios? Ok, ajunge. Și îl deschidem. Da, ciocolată! Hei, e al meu. Oare ce-o fi în interior? E timpul să aflăm! Wow! E un gălbenuș real? Unde-i dulcele? A fost super amuzant! Ești plin de gălbenuși acum! De ce nu-l desfaci pe al tău acum? Ta-da! Sunt mici gălbenușuri din jeleu! Arată chiar bine! Și așa de gumat! Haide! Îți antrenează nițel maxilarul! E delicios! Îmi dai și mie, nu? Ce egoistă! Oare ciocolata asta e ok? Tu urmezi! Insist! Nu! Tu! Nu! Tu! Bine! Un cheeseburger proaspăt?
Mamă, pot? Da! Nea, îl mănânc mai repede așa. Da, chiar e proaspăt. Nu uita să respiri, Thomas. Aoleu, vezi cu firimiturile alea? Ce mizerie! Cred că glumești. Oh, frate, ce bun a fost! Thomas? Ce? Sunt curat! Uită-te singur! Sunt un monstru! E mai bine? Yeah. Rândul tău! Ce-i ăsta? Se pare că am primit și eu un burger! Sper să aibă brânză al meu! Ce? Ce-i cu tot împachetatul ăsta? Așa! Asta e o glumă? Îmi vreau burgerul stupid, ok? Haide, te rog să fii ultimul strat! Devine ridicol! Ăsta-i burgerul meu? E așa mic și gumat! E doar o guriță! Ah, e așa dur! Nu cred că-l pot mușca! Haideți, dinților, ajutați-mă aici! Burger idiot din jeleu! Cine-i marea fraier acum? Ești gata? 1, 2, 3 și... Ce? Trebuie să mănânc chestiile astea? Oh, farfuria mea e grozavă! Mai multe minunății din jeleu! Să începem festinul ăsta! Ai proprii tăiardei! Să rămână fiecare cu farfuria lui! Stai puțin! Pun pariu că vrei o de asta! Nu! Of! Nu voiam să se ajungă aici, dar e o ultimă soluție! Nu, nu-ți vreau banii! Fie! Știu! N-ai cum să-i reziști unui nou prieten pufos! Ia uite ce dulce e! Nu! Bine, o să se ducă la altcineva! Chiar am rămas fără soluție aici! Nu pot să cred! Uite, acolo! Fraiero! Și-a mers de minune! Nu-i nimic acolo? Thomas, ești bine? Pare că ți-e nițel cald! Doamne, care-o fi problema lui? Deci, unde rămăsesem? Chestiile astea miros divin! Mult mai bine! Uh-oh, ești sigură că vrei să mănânci? Lasă! O să ai nevoie de asta! Cu plăcere! Se pare că nu-i de glumă cu ardei din jeleu! Ți-e foame? Ce ai alege să mănânci? În loc de bomboane gumate! La treabă! O să le vărs pe toate aici! Să nu uit de astea! Și acum, formula mea specială! Wow! Ce reacție! Trebuia să se întâmple asta? Rezultatul arată incredibil! Gustăm? Asta e cumva dată pe vibrații? Nu știu! Să decidem jucând piatră, hârtie, foarfecă! Piatra bate foarfeca! Și? Păi am genii gumați? Arată ca un fricoșător! Sigur nu sunt adevărați! Ce lipicioși sunt! Oare ce aromă o fi? Miroase a lămâie și lime! Wow, ce tare!
Cine ar fi zis că păianjenii sunt atât de delicioși? Arată destul de bine, Eli. Dar dacă ai tăi sunt gumați? Nu cred. Nu vreau să ridic capacul. N-am mai fost niciodată atât de speriat. Poftim! Ce ciudat! Brian! Să nu faci mișcări bruște! De ce? M-am mușcat! O să capăt o boală misterioasă! Brian! Ce? Cu ce sunt îmbrăcat? E timpul să-mi activez puterile de om păianjen. Ce tare e! Să batem tobele, vă rog! Hai să ne luptăm! O să-ți înfrâng degetul! Ha! Am câștigat! Hai, dă o dată capacul la o parte! Ia să vedem! Ce interesant! Vrei să te întorci puțin cu spatele? Nu vreau să te uiți încoace! Ia uite-te la ăștia! Știu! Ajutor! Ai pățit ceva la ochi? Da! Ochiul ăla! Bagă-l la loc! Bagă-l la loc! Așa! Te crezi așa de amuzant? Și eu am primit bomboane în formă de ochi. Oare ar fi bune? Parcă mi-ar fi explodat niște fructe de pădure în gură. Aș putea să mănânc 100! Dacă spui tu, vai de mine, Eli, iau mai încet! Eli! Da? Da? Eu... Care-i faza cu ăștia? Ești gata? Ceva miroase bine! Hai să vedem ce e! Ce poftă aveam de o gogoașă! Cele rost sunt cele mai bune! Ce bună e! Crezi că pot să iau și eu o gură? Ai și tu farfuria ta! Aoleu! A mea e de 10 ori mai mare decât a ta! Și câte bombonele are deasupra! Nu e corect deloc! Trebuie să o împarți cu mine! Te rog! Asta e doar pentru mine! Dar e cam dificil de mâncat! Trebuie să existe o modalitate mai ușoară! Știu! S-o tăiem în mai multe bucăți! Fix așa! Ce bine că ne-am lăsat umbrelele acasă! Ce multe sunt! Asta da gustare uimitoare! Trebuie să se termine curând! Ești gata pentru runda asta? Pregătește-te să pierzi! Ești sigur? Wow, Eli! Cât spanac mănânci? Scuze, sunt atât de obosită! Și am câștigat! Ai pierdut! Asta înseamnă că încep eu prima! Ce mare e viermele ăsta gumat! N-am mai văzut niciodată unul atât de mare! Wow! O să mănânc copios! Cred că o să încep de la capătul verde! Sau poate de la cel galben! Dar asta înseamnă că tu ai primit... un vierme adevărat? Nici măcar nu m-am gândit la asta! Vai de mine!
Aoleu! Cred că o să vomit! Sunt un milion de viermi aici! Hai să termin mai repede cu asta! Vino aici, micuțule! Se mișcă! Așa! Ce scârbos e! Brian! Oprește-te! Nu te pot lăsa să faci asta! Ia jumătate din viermele meu, bine? Stai să fac ceva! Ăsta-i gustul care-mi place! Sunt complet de acord! Ala, bala, portocala! Drăguț! Ce noroc ai avut! Cui nu-i place pizza? Și eu ce-am primit? Arată ca o pizza gumată! Nu-i chiar la fel ca o pizza adevărată! O să fac câteva măsurători! 15 centimetri! E destul de mare! Și a mea? E puțin mai mică, a? Cu 5 centimetri mai mică! Trebuie să faci schimb cu mine! Lasă-mă să mănânc felia în liniște! Ce ridicol! Știu! Să testăm cuptorul ăsta cu microunde! Ne vedem imediat! Wow, ce foame mi-era! M-am întors și sunt gata de masă! Cum ai făcut-o să crească așa? Prin puterea microundelor, evident! Trebuie să o tai în câteva felii! Perfect! Ia s-o gust! Wow! Aproape că e mai bună ca brânza! Crezi că-mi poți da și mie o felie? Ok! Mănânc bine de tot runda asta! Ce moale e chestia asta, nu-i așa? E delicioasă! Ești gata? 1, 2, 3, start! Wow! Uite ce de piese de Lego colorate! Și eu am primit piese Lego gumate! Nu știu care farfurie e mai bună! Cele roșii par a fi cele mai delicioase! Am avut dreptate! Mă simt din nou ca un copil! O să construiesc ceva fantastic! Ia să vedem! Mai am nevoie de câteva piese! Da! Ia uite! Ce tare! E un roboțel, vezi? Am o idee mai bună! Dar tocmai îl construisem! Mă gândesc la ceva mai practic! Bine că le știi tu pe toate! Uite! E drăguț, dar nu sunt egale! Mersi de ajutor! Ești gata să gătim ceva? Am pregătit viermii gumați! Așa, i-am adăugat în tigaie! Hei, ce zici de ursuleții ăștia gumați? Pune-i și pe ei! O să încep prin a-i amesteca! Wow, habar n-aveam că e așa ușor să gătești! Te pricep? E perfect! Acum o să pun capacul! Oh, uite, încep să se gătească! Ups, ceva nu e bine! Nu, 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 a scăpat de sub control! N-am pățit nimic! Și, hei, am fost teleportate! Hei, cred că o să participăm la o provocare! Stai puțin! Ala, bala, portocala! Oh, dacă spui tu! Oh, am primit mini legume gumate! Știu ce pot să fac cu ele! O să le amestec într-un bol pentru salată! Ca să fie o salată adevărată, are nevoie și de niște sos! O să pun și niște bomboane colorate în loc de condimente! Cred că ajung! O să amestec totul! Trebuie doar să amestec bine toate bunătățile astea! Încep să miroasă bine de tot!
E absolut delicioasă! Ce tare! Ia să văd ce am primit și eu! Da, cine are nevoie de legume gumate când poți mânca sushi gumat? Excelent! Îmi place sushi cu sos de soia, așa că versiunea gumată sigur o să fie delicioasă! I-am pregătit bețișoarele chinezești, deci e timpul pentru sushi! O să încep cu bucata asta! Wow, ce bun e! Abia aștept să le mănânc pe toate! Sushi e unul dintre felurile mele preferate de mâncare! Nota dumneavoastră, domnișoară! Nota? Poftim? Vai de mine! Folosim doar cele mai proaspete ingrediente și asta se reflectă în prețurile practicate. Îmi pare rău, nu-mi permit să plătesc atât. Poftim? Cine te crezi? Ok, de data asta încep eu. Nu! Hai să dăm cu banul. Așa e corect. Ia să vedem. Cap? Ha, iată, uită! Se pare că am câștigat! Ceea ce înseamnă că încep eu! Wow! Ia uite! E o jucărie papit gumată! Arată delicios! O să iau o gură! Oh, ce gumat e! Și are gust de fructe! Ce bine arată! Știu ce pot face! O să-mi acopăr jucăria papit cu niște ulei! Nu am nevoie de foarte mult! Ok, acum urmează bomboanele Nerd! Apoi adaug niște ursuleți gumați separați în funcție de culoare. O să-i topesc până se lichefiază complet. Acum o să torn ursuleții topiți în papin. Gata, am terminat! Pentru următoarea etapă o să am nevoie de o farfurie. Și acum o să rostorn jucăria papit pe farfurie. Voila! Ursuleții gumați și bomboanele s-au întărit! Hei, ia uite, ce zici de asta? Wow, ai și tu un papet gumat, ce tare! De ce nu încep totul? Ok! Hei, ursuleți gumați! Nu pot da greș cu o gustare clasică ca asta! Ce buni sunt! Cei roșii sunt mereu buni! De fapt, cred că i-a venit o idee mai bună apropo de ursuleții ăștia. O să dureze foarte puțin. Hei, ce faci acolo? Ești gata? Am făcut un colier din ursuleți gumați. Wow, îmi place mult de tot! Ce drăguț e! Vezi ce ai primit și tu? Da, și eu am primit gustări gumate. Viermișori, îți poți păstra ursuleții. Ăștia-s preferații mei. Delicios! Oare ce aș putea să fac cu ei? Știu, o să-mi folosesc undița. Am un cârlig și o să bag un vierme gumat în el. Așa, acum sunt gata să merg la pescuit. Pa! Ce idee ciudată! Așa, sunt gata să prind monstrul acvatic. Așa, acum să arunc perfect cârligul. Oh, ce mult durează! Aș ronțeli ceva. Stai, a tras peștele. Da, ia să vedem ce-am prins. Oh, pare a fi mare. O să-l trag la mal. Oh, ce greu e, sigur cântărește mult. Nu se lasă deloc prins ușor. Stai, ce naiba e ăsta? Asta am prins? Și-i drept, un peștișor gumat e mai bun decât nimic. L-am scos din cârlig și acum o să-l mănânc. E delicios. Îmi plac toate dulciurile gumate. Hai, începe tu! Abia aștept! A, e o albină? Nu e bine deloc! Adio, albină! A zburat! Mai bine că a plecat singură! Ia să vedem ce am primit! Jeleu cu miere! La sticlă! Cred că o să încep cu ăsta! Nu vrei să vezi și tu ce ai primit? Ok! Hei, uite, și eu am primit geleu cu miere, la sticlă, roz, roșu și verde, ce tare! În regulă, hai să vedem ce gustau! Ce dens e! Wow, sunt absolut uimitoare! Sunt din ce în ce mai bune! Hei, ce e? Nu e bine deloc, fugi! Nu te opri! Așa le trebuie! Vreau să mă omoare cu un ziar!
Hai să le ridicăm în același timp. Ești gata? Ce tare! Fructe gumate! Și eu am primit pizza gumată! Excelent! Abia aștept să o gust! Îmi place mult de tot pizza, orice fel, chiar și cea gumată! Stai așa, dacă mănânc toate feliile astea, nu o să mă mai opresc vreodată din mâncat! Ce mult îmi place pizza! Wow, te-ai cam îngrășat? Nu, în niciun caz nu vreau să pățesc asta! Ha? Nu știi ce pierzi! Eu o să mănânc fructele gumate! Poate o să încep cu banana asta! Pizza gumată e cea mai bună! Cine are nevoie de fructe gumate? Eu sigur nu! Pizza! 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 Am doar fructe gumate! Ce nasol! Hei, stai! Ne gândim la același lucru? Da! Hai să facem schimb de farfurii! Excelent! Am primit fiecare ceva mai bun! Ce mă bucur că acum am o farfurie plină de pizza! E fix ce-mi doream! E fix la fel de bună cum îmi imaginam! Fructele tale cum sunt? Banana asta gumată miroase așa de bine! Ia să vedem! E delicioasă! Fructele gumate sigur sunt mai sănătoase decât pizza gumată! Mă bucur mult că am făcut schimb! Așa, se pare că am ajuns la ultima provocare. Pot să încep eu? Te rog, te rog, te rog, te rog! Da, mulțumesc! Ochii sângerați! Vai de mine! Ce față ai făcut? Sunt gumați, nu sunt adevărați. Ok, atunci e mult mai bine. Hei, mi-l dai mie pe celălalt! Nu cred! Vezi ce conține farfuria ta? Ok, bine. Un liliac! Nu! O să-l acopăr la loc! Ok, ok, calmează-te! O să mai încerc o dată. Stai! Asta e tot? E un liliac umat! E mult mai bine decât dacă era un liliac adevărat. Ce e? Ai țipat mult mai tare decât mine. Dacă spui tu, m-am speriat de asta. Liliacul ăsta e chiar bun. Ne-am speriat noi, dar totul a ieșit bine până la urmă. Naomi, pot să fiu prima? Ta-da! Wow, ce chestie asta? Cum de stau toate lipite? Arată bine! Wow! Ok! Doar o rolă? Nu-i nimic amuzant la asta! Aș putea să iau o bomboană. Hei! Am cea mai tare idee! Întâi, toarnă sucul într-un pahar. Hei, bule! Acum vine marele moment spumos! Uite, capar! Mișto, nu? Wow! Stai puțin! Știu! Revin imediat! Ok! Oare o fi destul suc? Vino aici, cutia mea prețioasă din bomboane! Să înceapă distracția! Wow! Ceva clar se întâmplă! Zici că sunt într-un jacuzzi! Grozav! Hei, Sara! Ce e? N-am toată ziua la dispoziție, să știi! Mi-a stricat distracția! Bun! Se pare că e liberă calea! Desfă-o repede până nu te prinde! Știi că te văd, nu? Dă-mi-o! Hei! Mi-a venit o idee grozavă! Exact! Cui trebuie magie când avem paie? E timpul să le conectăm pe astea! Primele două sunt gata și acum următoarele! Da, se face așa lung! Trebuie să continui totuși! Încă puțin mai departe! Merge! Nu pot să cred! Ce cool, nu? Uf, mi se face cam foame totuși! Îmi ghiurțe stomacul! Hei, hei! Ia uite!
Aha, ai prezis că mi-e foame. Scuze. Stai, cred că am o soluție. Ta-da! Ciocolata ascunsă în mânecă. Nu se poate, eroul meu. Wow, se pare că prezic eu ceva acum. Suntem noi mâncând ciocolata. Oh, nu, am fost prinși și transformat! Nu vreau să fiu o veveriță! Sunt varză la cățăratul în copaci! Trebuie să ne gândim la ceva! Efectiv, mor de foame! Ha, oare am putea? Hei, ia uite ce idee am! Și acum un pic de magie! Perfect! Încape pe spatele telefonului. Ce de ciocolată delicioasă! O să iau o bucățică acum. Oh, Doamne, e așa bună! Hei, ce se întâmplă acolo? Voi doi, mâncați? Nu, domnule, sunt doar telefonul și husa mea. Întoarceți-vă la treaba voastră cu divinația. Nu pot să cred că a mers. Hai să mai mâncăm. Cum îl cheamă? Oh-oh. Hei! Mersi! Pa! Nu mai pot să beau încă o de asta. Am nevoie de niște mâncare reală. Bleah! Hei! Am uitat că aveam asta. Dar sunt moartă dacă mă prinde. Nu mă mai lasă să defilez. Trebuie să fie o cale. Paie, dați-vă de aici. Taie nuca de cocos și pune jumătățile așa. Apoi varsă acolo bomboanele preferate. Drăguțe și pline. A cerut cineva o zeiță tropicală? Da, sunt nuci de cocos reale, umplute cu mâncare adevărată. Mă servesc și eu. Bună! Uite biletul meu digital pentru film. Totul pare în regulă. Intră, vizionare plăcută. Bună! Am venit la film. Ăsta e biletul meu pentru film. Dar trebuie să văd ce e în geanta ta. Vorbești serios? Ok, poftim, ocolesc. Gata, doar pe astea le-am la mine. Poftim? Uite ce de dulciuri. Clar o să le confisc. Ești o răutate. Eu doar îmi fac treaba. Hai, frate, tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea. Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși. Da, normal, pot să-mi folosesc produsele de machiaj. Ele sunt mereu soluția. Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze. Și acum mi-am luat cutia de suc. Clar o să am nevoie de suc. Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta. Ok, cred că e destul suc. Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze. Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot. Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul. Trebuie să-l închid bine. Nu vreau să-mi curgă în geantă. Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj. Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios. Bun, e timpul să văd filmul ăsta. Ah, stai, știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea. Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi. Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate. La gunoi cu ele, pa, pa! Ah, dar astea sunt farturile mele. Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele. Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj. Intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum. Ne întâlnim iar, agentule de pază! Văcărița la modă? Holul ăsta nu e suficient de mare pentru amândoi. Ah, serios? Serios. Scoateți armele. Da? Știi să citești? Arată-mi bunurile. Nu-i nimic aici. Nu furișez mâncare, domnule. Bucurați-vă de prezentare, Duduie. Ce doamnă drăguță. Sofia, arăți uimitor! Nu mă părâți, sunt încărcată! Și una pentru tine!
Mersi! Acum să vină moda! Wow! Ia uite ce pătrățele are Tina! Cât i-a luat să-l obțină? Da, am muncit din greu pentru frumușelele astea! Au meritat cele 100 de abdomene zilnice! Chiar arată bine! Wow! Cum le-a obținut? Eu abia pot ridica ganterele astea de 5 kg! Și la ce folos? Sunt condamnată să fiu pufoasă pentru totdeauna! N-am nicio speranță! Cum de e așa perfectă? E prea nedrept! Mă rog, pun pariu că nu mănâncă gustări ca mine! Dar nu pot trăi fără ciocolata mea! Stai! Asta era! Vezi ciocolatele astea pătrățoase? Pune-le bandă dublă adezivă pe spate și lipește-le pe abdomenul tău! După ce ți-ai tras tricoul, te-ai ales cu niște pătrățele! Hei, crezi că abdomenele mele merg? Să înțeleg că da! Trebuie să fac niște abdomene! Treaba ta! Eu mai bine mănânc niște ciocolată! Brusc apreciez mai tare antrenatul! Elementele astea sunt dificile! Atâtea abrevieri! Vai, stomacul meu urlă! Stai, am uitat că aveam niște ciocolată! Tina? Las-o jos! Dar mi-e așa de foame! Fie! Of, nu-ți face griji, Tina! Am ceva care ne poate salva! Îți plac geleurile? Ia niște forme amuzante și lipește-le scoci pe spate. Scoate-le folia așa. Și lipește-le pe elasticele tale de păr. Pariu că nu știai că erau geleuri. Acum, când ești flămândă, nicio problemă. Wow, e grozav! Pot? Asta mă cheamă! Fetelor, vă mâncați părul una alteia? La ce mă uit? Zici că sunt animale! Moda din ziua de azi, n-o să o înțeleg! Să ajungem la 100! Haide! Nu cred că pot! Bagă mare, Sofia! Vrei mușchi sau nu? Nici să nu te gândești să te plângi! Haide! E normal să transpir atât? Aproape gata! Simt că mor! Ok, fie, 5 minute! A fost dur! Mi-a așa sete! Ah, scuze! Stai! Aia e o ganteră? Are acadele în capete? Te superi! Stai așa! Norocul tău! Am adus două! Poftim! Oh, e cea mai mișto chestie! Cred că o să încep cu capătul ăsta! Wow! Deja îmi lasă gura apă! E de zmeură! Vine! Wow! Așa, fetelor, haideți! Cronometrul e pornit, fetelor! Calea perfectă să lingem puțin! Oh, da, arăt bine! Cel mai tare antrenament! Bună, ce mai faci? Ai chef de o gustărică? Iu, aia are așa mult zahăr în ea! Prefer să fiu sănătoasă, mersi! O să fiu în mare formă! De-aia mănânc doar alimente verzi! Și băuturi! Ar trebui să încerci și tu! Eu? Eu prefer o dietă curcubeu! Plină de alimente galbene! Maro și restul culorilor! Și nimic nu bate culoarea roz! Nu!
Nu știi regulile? Uf, dar chiar vreau să mănânc pe asta? Mă rog, trebuie să ajung la o oră. Ce tristețe! Se pare că o să mă antrenez pe stomacul gol. Mirosind proaspăt, desigur. Stai puțin, am o idee. O, da. Ca să furișez chestia asta, scoate conținutul deodorantului și înlocuiește-l cu vată de zahăr. Viclean, așa-i? Și miroase mult mai bine acum. E timpul să transpir. Continuă. Doar o secundă. Scuze, recuperez. Gata, haideți. Da, e timpul pentru o gustare. Transpir ca un porc. Fă ce trebuie să faci. Glumeam. Doar am nevoie de nițel zahăr. Mai bine nu forțez norocul. Frate, astea chiar ard. Ce să pictez? Ah, știu. Oh, magia a făcut o treabă mult mai bună decât mine. Foarte frumos. Eu pictez o margaretă. E foarte drăguță și o ador. Ia să vedem cum vă iese pictura. O treabă grozavă, impresionantă chiar. Și ce avem aici? Măcar ai încercat. Acum că a plecat, am un secret. Eu, de ce bei apa de la pictură? Nu e, hai să-ți arăt. Vezi? De fapt e Fanta de portocale. Nu cred, ești așa deșteaptă. Mersi și poftim, ia și tu. E așa răcoritoare. Ce se întâmplă acolo? Beau apa de la pictură. Nu sunt plătit destul ca să mă ocup de așa ceva. Te au voie înăuntru, nu? Clar nu. Reguli stupide. Vizionare plăcută, domnișoară. Următorul? N-avem nimic, vezi? Vizionare plăcută. Stai pe loc. Fără băuturi. Pot să o savurez afară, da? E chiar ridicol. Baloanele! Ele mă pot ajuta să intru. Dezumflă un balon și ia o sticlă cu sucul tău preferat. Desfăi dopul și toarnă un balon. Umple așa două baloane. În cinstea vicleniei. Nu le mai vezi acum, nu? Tipule de la pază, mai e loc și pentru mine acolo? Îți place bluza mea, așa-i? Ești o păpușă, mersi! Ador meseria asta! Nu pot să cred că a mers! Ce bine că am paie la îndemână! Tina? Ce? Nici nu vreau să știu! Stai pe loc! O secundă, trebuie să-mi termin machiajul! Ok, acum sunt gata! Să vedem! Vai! O, doamne, am întârziat rău! Ah, ai farduri! Pot să le împrumut? Te rog, sunt varză! Nu, scuze, nu pot să ți le dau! Ce interacțiune dubioasă! Cum pot să mă lași așa? Dă-mi coace! Serios, doar îți cer ajutorul! Ha? De ce nu merge? Cred că fardurile tale sunt... Ah, m-am prins! Fata aia tocmai a lins farturile. Intrați! Scârbos! Nu pot să cred că ți-ai deghizat caramelele drept farturi. Da, e o cale ușoară de a le furișa. Delicioasă, e așa bună! Seara de club a devenit mult mai bună. Hei, mâncarea nu e permisă! Haide, întoarce-te după ce scap de ea!
Bun, stai să văd dacă ascuns ceva. Oh, nu pot să-l las să-mi vadă bomboanele. Hei, colierul lui! Mi-a venit o idee. Da, cred că o să meargă. Voila, mă pot lăuda cu o nouă bijuterie. Ce avem aici? Ești ok, intră. Am reușit să intru. Și acum o gură rapidă. Tocmai și-a mâncat colierul? Ai văzut și tu, nu? Hei, ne dai și nouă din bijuteriile tale? Normal, poftim! Mersi, e grozav! Ah, cât de arătos! Stai, aici nu se intră cu mâncare și băutură. Trebuie să te verific înainte să poți intra. Hei, ce-i asta? Bun, pot intra. Următorul. O să-mi iau schitelzurile. Stai, războinicul bărbos. El e soluția. Am nevoie de o barbă falsă și lipici cald, evident. O să fac o linie ca o față zâmbitoare. Apoi pun o altă bucată de material. Am făcut un buzunar și e perfect ca să țină schitelzuri. Asta e una dintre cele mai tari idei ale mele. Barba pusă, bomboanele ascunse. E timpul pentru club! Stai puțin! Oh, doamne, e războinicul bărbos! Intră! Bun, am reușit să intru în club! Hei, mișto, barbă! Crezi? Ascunde și bomboane! Nu se poate! Ce cool! Îmi dai și mie? Sigur, de ce nu? Hei, frate! Nu-i mai da bomboane iubitei mele! Ah, scuze, vrei și tu? Wow! Mersi, frate! Bomboanele tocmai m-au scăpat de o bătaie! Așa de foame! Oh, fie atât de greu să dormi aici! Acum e momentul perfect! Fă-ți treaba, șoricelule! Distracție plăcută! Ai grijă! Ce-i cu zgomotul ăla? Sigur aud ceva! O să te prind! Evatează un criminal? Nu, mai rău! Oh, șoricelule, ți-e foame? Știu că ești aici! Fraier, eu te țin controlul acum! Serviciul de livrat ursuleț gumați sosește! Pe curând! Ce fost aia? Wow, ce priveliște minunată! Nu te supăra! Nu merge cum trebuie! Nu pot să opresc! Tu deții controlul, a? Cât de greu poate fi? Șt, fă liniște! Unde-i chestia aia? Am șters-o de aici! Nu-l vrei înapoi? Cred că am scăpat! E ca și cum am murit și am ajuns în raiul ursuleților gumați! Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav! Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Ua! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da, ador jeleurile, sunt preferatele mele!
Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu, pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă. Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată. Oh, uite-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți. Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu. O să le bag în tub, în cap perfect. Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea. Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită. Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios. Ce bun e! Bun, trebuie să mă asigur că registrele astea sunt în regulă. Ok, e corect, dar aici... Câte ceasul? Nu e încă prânzul. Să nu uit să înmulțesc aici. Să șterg celula asta. Ok, oare câte ceasul acum? Tot nu e încă prânzul. Mai sunt câteva minute până la pauză. Încă puțin. Doar puțin. Da! Alarma mea pentru prânz! Să dăm la o parte toate mizeriile astea. Da! Am așteptat toată ziua să mănânc chestia asta. Ah, eu? Se pare că nu prea am strâns după ce am mâncat. E ok, am o soluție grozavă. Trebuie să tai ambalajul așa cu foarfeca mea. Decupez un mic pătrat pe zona de deasupra. Așa, cred că e bine. Acum am nevoie de fierbătorul meu electric ca să-mi încălzesc apa. Da, e timpul să torn apa în punguța mea. Sunt un adevărat geniu! Clar ar trebui să mă plătească mai mult ca să lucrez aici! Stai puțin! E prea multă veselie afară azi! Nu vreau să se uite nimeni la mine în timp ce mănânc! Așa, acum pot în sfârșit să mănânc în intimitate! Se pare că tăiței s-au gătit! Stai să-i gust! Da! Ador mirosul ăla de pui! Ce tăiței buni! Salutare! Spăl și eu pădelele! Ce e asta? Ai grijă la picioare, scuze! Nu pot să fac nimic aici! Termin acuși, promit! Când o să termin eu să citesc asta? Ai grijă cu chestia aia! Nu am parte de pic de respect pe aici! Ia o pauză! Chiar am mers! E cineva pe aici? Hei! Ce e mirosul ăla? E dulce! Și vine din capul tău! Adică din părul meu! Dă-mi și mie! Delicioasă! Mai vreau! E atât de bună! Nu mi-ai lăsat pic de păr! E totul în burta aia a ta! Ok, următoarea provocare! Am primit o acadea verde și frumoasă! Sper că e la fel de bună pe cum arată! E bună! Ca un măr verde, doar că e mai lipicioasă! Sper că am primit și eu una! Eu am primit un ou! Nici măcar nu pare comestibil! Cred că are ceva înăuntru! Wow! Ce e cu lumina asta? Olivia, unde ești? Claire, m-ai micșorat! Cum ai putut să faci asta? Scuze, pot să repar treaba asta! O să o agit puțin, sigur o să funcționeze! Sunt liberă! Dar am devenit roz! Și acadeaua ta a devenit roz! Dă-mi-o mie, te rog! Ce bună e! E ca un norișor pufos cu gust de căpșune! Hei, începe tu! Ok! Voila! E incredibil! Ce de bombonele colorate! Și am primit atât de multe bile de gumă de mestecat! Ții astea puțin? O să împrăști bomboanele pe farfurie! Așa, pot să înmoi bilele de gumă! Rock and roll! E ca o supradoză de roz! Fii atentă cum arată!
Ce dulce e! Vreau și eu una! Poate am noroc! Sau poate e ceva și mai bun! Au! E tare ca piatra! Poftim, am destule! Asta o să mă facă să mă simt mai bine! Așa, te-am rezolvat! Ce e asta mai exact? Nu-i comestibilă! E pentru baloane! Hei, Naomi! Wow! Baloane? Mai fă câteva, Emma! Ce frumoase sunt! Vreau să le sparg pe toate! Mă lași și pe mine să încerc? 1, 2, 3, suflă! E mult mai tare ca o gustare! E rândul tău, Joey! Cu ce sunt umplute paiele astea? Oare trebuie să le mănânc? Poate dacă suflu în el? Ups! Bravo! Ia să încerc altă abordare! Paiele sunt folosite pentru a trage ceva prin ele, nu? A funcționat! Ce tare! E rândul meu! Să-i tăi în culorile curcubeului? Ce frumoși sunt! Chiar trebuie să folosesc bețișoare chinezești? N-am reușit să învăț cum se folosesc! Nu cred că se țin așa! Poate nu le țin în unghiul potrivit! Pot să-mi folosesc ambele mâini, nu-i așa? Ce greu e! Trebuie doar să mai împletesc câteva ochiuri și voilà! Tuturor le place un proiect DIY bine făcut! Și mi se potrivește perfect! Apropo de accesorii... Ia uite! Îți place? Acum ce mai faci? Niște mănuși, evident! Ce calții! Și la final... Wow! O impresionantă eșarfă albastră! Să înceapă distracția, Hena! Abia aștept! Intră provocare! Încep eu! Ce? Nu am primit nimic! Dar mi-e foame! Vreau să mănânc 100 de straturi de ceva! Oh, wow! Uite ce de straturi! E cel mai mare burger din lume! Are brânză, salată și carne! Hai să văd ce gust are! Stai! Oare cum aș putea să-l mănânc? Știu! O să-l aplatizez până când îmi incape în gură! Hai, burgerule! Aplatizează-te! Ketchup pe față! Râs cât vrei, măcar eu am ce mânca! În fine, eu nici nu mi-am descoperit farfuria! Nici farfuria mea nu conține nimic! Asta înseamnă că urmează să apară chelnerul? Se pare că nu! Ah, poate asta înseamnă că am ceva pe farfurie! Trebuie doar să mă uit mai îndeaproape! E un burger minuscul! Cum pot mânca așa ceva? O pensetă m-ar ajuta! L-am prins! În gură cu tine! E foarte bun, chiar dacă e minuscul! Cred că tocmai ai mâncat ceva imaginar! Prefer burgerul meu uriaș, să știi! Hei, deschide tu prima! Bine! O căpșună banală? Se bine că e fructul meu preferat! Dar asta înseamnă că tu ai mai multe! E cam frică. Dacă e un câmp plin de căpșune proaspete, nu m-aș supăra. Clar nu mă așteptam la asta. E o petrecere cu un muiat în ciocolată. Dăm chestia aia. Înmoaie acolo. S-o facem. Ia uite ce groasă e chestia asta. Pot să o înmoi și pe-a mea? Mersi! E perfectă, nu-i așa? Și miroase și mai bine!
E mai delicioasă decât mă așteptam. Acum și mai multe înmuieri. Oare o să meargă de 100 de ori? Wow! Clar durează ceva. O să aștept aici, se pare. Vreun mail nou? Uhu! Oh, ups! Oare cât am dormit? Wow! 99 și 100! Deci așa arată 100 de înmuieri? Să gust? Au! Chestia asta e tare ca piatra! Hai, desparce-te! E prea tare să nu fie documentată chestia asta! Să vedem ce conține farfuria ta mai întâi! Spari! Ea mea! Ridică-ți capacul tău! Ia să vedem! Poftim! Un singur ursuleț gumat? Nici măcar nu are aroma mea preferată! Mi-aș fi dorit ceva magic! A spus cineva că și-ar dori puțină magie? Eu sunt vrăjitorul care vă satisface toate nevoile! Vezi ceva ce-ți place? Oh, aș vrea ghiveciul, te rog! Oare cum pot folosi chestia asta în favoarea mea? Atunci eu o să iau bagheta magică! Bucurați-vă de alegerile voastre magice! Wow, ce ciudat a fost! Dar măcar m-am ales cu un ghiveci! Cum ar fi să-mi plantez în el ursulețul gumat? O să încerc! În pământ cu tine, ursulețule gumat! Probabil că o să aibă nevoie de niște apă! Cred că ajunge! Wow! Se întâmplă ceva magic! Ah, un copac cu ursuleți gumați! N-am văzut niciodată ceva mai uimitor! Acum pot mânca o mulțime de ursuleți gumați! Ce bun e ursulețul ăsta gumat! E cel mai bun de până acum! Ok, cred că e rândul meu acum! O farfurie plină de ursuleți gumați! Dar am bagheta asta magică! Da, ia să încerc! Abracadabra! Wow! Mi s-a umplut mâneca de ursuleți gumați! Uite ce de ursuleți gumați conține! Și ce simpatici sunt! Hainele din ursuleți gumați vor fi următoarea tendință în modă! Acum e timpul să văd ce gust au! Sunt foarte buni! Mă bucur că am ales bagheta aia! Hei, ce tare e! Eu prima! Ia să vedem! Oh, cred că e gumă de mestecat! Chiar e gumă de mestecat! O rolă întreagă! Pare a fi bună la gust! O să iau dita mai în bucătura! Nu, nu-ți dau și ție! Nu vreau să o împart cu nimeni! De unde ați apărut toți? Vale de aici! Da, e moale și gumată! Ce mult îmi place aroma de măr verde! Wow, mesteci cam multă gumă! E rândul meu! Oh, zgomotul ăsta e așa enervant! De ce? Nu fac decât să mestec guma! Păi, ai putea să o mesteci mai puțin zgomotos? Bine, sigur, cum zici tu! Mestecă în continuare atât de zgomotos! De ce faci atâta zgomot? Nu mai suport! Oprește-te! Serios? Bine, ok, dacă te deranjează atât de mult... Gata, am înghițit-o! Ce bine! Acum hai să vedem ce-am primit eu! Gumă! Și eu am primit gumă! Se pare că acum e rândul meu să o mestec! Mai vreau și eu niște gumă? Îți mănânci guma folosind tacâmuri? Ah, ce zgomot! E îngrozitor! Oprește-te! Ce ai pățit? E cel mai îngrozitor zgomot din lume! În sfârșit! Puh, credeam că nu se mai oprește! Cred că mai am nevoie de niște gumă! Nu, n-ai îndrăzni! Trebuie să scap din zgomotul ăsta! Am plecat!
Asta e șansa mea! Vino încoace, gumă! Următoarea provocare! Hai să tragem la sorți ca să vedem cine începe! Eu îl vreau pe ăsta! Da, am tras paiul lung! Nu trag niciodată paiul lung! Deci eu am rămas cu paiul scurt! Ok, sunt gata! Vai de mine, ce tare! O pizza cu 100 de straturi de pepperoni! Oh, uite câte straturi delicioase! Carnea feliată e preferata mea! Îmi pierd mințile de bucurie! Hei! Bine, nu trebuie să fii așa rău! Ai destul de felii să dai și altora! Mi-am pregătit uleiul și oțetul și sunt gata să mănânc! Exact! O să le torn pe ambele peste muntele ăsta de carne! Cred că e suficient! Hai să mâncăm! Stai așa! Am din nou aceeași problemă! Ce bine că am învățat ceva util cu acea ocazie! Dacă mă sor bine înainte, o să am succes garantat! Trebuie doar să fac niște calcule! Oh, acum mi-a venit și mie o idee! Ia să vedem dacă îi place sosul iute pe pizza! O să regrete că n-am părțit felia cu mine! Mai mult, mai mult sos iute! Îl vreau pe tot! Abia aștept să văd cum reacționează! Ok, da, cred că o să funcționeze! Da, clar o să-mi încap în gură! Vino încoace, pepperoni delicios! Mmm, e un vis devenit realitate! Salamul ăsta e cam picant! Aoleu, e foarte picant! Cel mai picant! Iute! Prea iute! Trebuie să beau ceva! De nevoie o să beau oțetul ăsta! Ce dă de gât oțetul ăla? Ia să văd ce-am primit eu! Evident! E o feliuță de pizza cu pepperoni! Ce bine că am mereu la mine tacâmuri minuscule pentru urgențe alimentare! E timpul pentru pizza! Ia să o tai puțin! Sper că e la fel de bună pe cât miroase! E delicioasă! Să iau șervețelul! Of! Ce grețos e să bei oțet balsamic! Hei, vrei să facem schimb? De fapt, las o baltă, nu-mi place mâncarea minusculă! Și deschideți ochii! Am ceva atât de mare încât nu-mi cape sub capac! Oh, se pare că voi mânca niște tăiței în curând! Am avut dreptate! Uite ce de supă ramen cu tăiței! Ce bine miroase! Abia aștept să o mănânc! Hai să pun la treabă bețișoarele chinezești! O să încerc să apuc cât mai mult odată! Of, nu știu cum să le folosesc! Cred că mi-a venit o idee! Cum ar fi să folosesc mixerul ăsta de mână? Da, se adună toți tăiței! Așa mai vii de acasă! Ce modalitate extrem de ușoară de a mânca tăiței! Ce buni sunt! Wow, asta e într-un fel, Thomas! Oare eu ce-am primit? Ce? Tăiței minuscul? Da, sunt simpatici foc, dar abia îi pot vedea! Asta e! Ia să folosesc bețișoarele astea chinezești micuțe! Bon appetit! E greu să mănânci mâncare minusculă, mai ales cu uneltele astea! N-am mâncat în viața mea atât de mulți tăiței! Oh, s-au terminat! Aș mai fi vrut câțiva! Oh, lui Thomas i-au rămas destui! O să fur câțiva de la el! E ceva în neregulă cu stomacul meu! Cred că o să mi se facă rău! Oh, ok, cred că mai bine nu mai gust din tăiței lui. Hei! Începem? Nu poți să te oprești așa! Vreau să continuăm provocarea! Wow! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Dar cred că știu ce trebuie să fac! Delicios! Îți plac noii mei dinți? Hei, Thomas! Buu! Îți plac fațetele mele dentare? Ce ridicol arată! Ah! Nu! Asta e amuzant, foc! Sunt bine, nu mi-am pierdut niciun dinte! O să te doare rău mâine! Acum clar vreau să văd ce e pe farfuria mea! Ce trăznaie!
E ca un biberon umflat cu pompa. Roșu rubiniu, culoarea mea preferată. Înăuntru are cumva bombonele acruțe? Ia să gust din ele. Asta da supradoze de dulce. M-am născut pentru asta. Ce bun! Thomas, zici că ești un bebeluș uriaș. Glumeam. Vreau la mami. Acum e mai bine. Bebelușii au nevoie de multă atenție. Nu, eu! Te rog! Ok, bine. Aroma mea preferată. Gustele! Pariez că pot să le mănânc pe toate. Uite ce drăguțe sunt! Sunt așa rozi! Dar înainte să le mănânc pe toate, o să încerc ceva. Vezi acest jelly bean? O să facă lucruri mari! Să nu uiți de apă! Crești, jelly bean, crești! Și acum așteptăm! Wow! Chiar a funcționat! O plantă care face vată pe băți! Miroase extraordinar! Ce bună e! Da, sunt sigură! Și eu ce-am primit? Suc de struguri! Ia să deschid doza asta! Noroc! Ce acru e! Am o idee! E transparent ca apa! De asta nu e dulce la gust! De ce nu pui asta în pahar? Vata pe băț? O să absorbă imediat zahărul din ea! Vezi? Bulele își fac deja treaba! Wow! S-a făcut roz! Lasă-mă și pe mine să încerc! Ce frumusețe dulce și roz! Te simți bine, Naomi? Hai să mă ajut și să-l bem! Noroc! Băutura asta nu o să reziste mult! Oh, ce dulce e! Thomas, a luat ceva foc! Fraiere! Oh, aroma de ceai verde e preferata mea! Și cui nu-i plac stixurile astea? Ce noroc pe mine! Nu văd nicio flacără nicăieri! Ok, îmi pare rău! Sunt și mai bune decât mă așteptam! Mi-aduc aminte de iarba proaspăt tăiată într-o zi călduroasă de vară! Unde e cu gândul? Tina? Alo? Nu mai contează! Să trecem la treabă! Ia să vedem! Ce farfurie interesantă! Un stingător mic? Ok! Și un ardei iute mare? O să-l gust, de ce nu? Se face cam cald aici sau mi se pare? Ajutor! Stingeți focul! Nu mai mușchi din ardeiul ăsta! Delicios! Ce ciudat ești, Thomas! Oare ce am primit aici? Hei, e a mea! Wow! Dar nu e o limbă adevărată, nu? Oh, mereu primește ceva mișto! Eu ce-am primit? Gel dulce acrișor! Arată bine, nu? Dar oare e chiar așa bun? Emma? Hai odată, intră în gură! Ce e? Arăți ca o nebună! Continuă, ce să zic? Am propria provocare de rezolvat! Ăsta e un pai, nu? Luna, te distrezi? Degeaba râzi!
Cred că am nevoie de o nouă abordare. Capacul se desface! E ca o mini-acadea! Căpșuni! Stai! Gelul roșu! Trebuie să o înmoi în el! O să fie delicioasă! Ia uite! Ce acrișor e! Vreau și eu! Îmi lasă gura apă! Emma! E a mea, bine? Of, cât egoism! Ce rea ești! M-ai auzit, Luna? Ești cam lacomă, nu crezi? Dă-mi gelul, domnișoară! Așa, fugi! Ce credulă e! Hai la mama! Ce bun! Nu mai pot aștepta! Ce-i așa de amuzant? Of! Cine mănâncă doar un biscuit? Asta înseamnă că eu am mai mulți! Arătați-vă, prieteni! Ce nedrept! Dar mai e o speranță! Când desfac chestia asta, pot să iau crema și să mănânc gustarea perfectă și dulce! Așa catifelată! N-am mai făcut asta până acum! Habar n-ai ce pierzi! Încearcă și tu! Pot mai bine de atât! Salutare, minunăție cremoasă! Fă cunoștință cu noua ta vecină! Le pun una peste alta pe șmecherele astea! Wow! Zici că e un zgârie nori cremos! Da! Uite 100 de straturi pentru tine! Și mai e un singur lucru de făcut! Să mușc! Frate, chiar e dulce! Viața e nedreaptă, se pare! Sper să ia durerea de burtă! S-o facem! Wow! De ce am primit doar o gogoașă? Zici că e ziua mea aici? Asta chiar doare! Știu ce să fac! E corect să mănânci o masă în ținuta potrivită! Așa! Mult mai bine! Mușcătura perfectă! Și e toată pentru mine! Cu adevărat încântător! Cred că arăți penibil! Așa adecvată! Uită-te la mine! Dar pe mine nu mă deranjează să mă murdăresc pe mâini! Ia uite! E timpul! Ce delicios! Poate că pierd timpul! Să le salutăm pe mâinile gogoși! Deci, așa se mănâncă desertul! Ce bun! E drăguț! Nu te supăra! Termină! Ce? Mănânci ca un animal! Ups! Cred că bucata asta e a mea! Ce rușine! Vrei și tu? Evident că nu! Emma, ne întrecem? Iuhu! Ce felie extrem de mică! Tu ce-ai primit? Eu nici măcar n-am primit o felie! Wow! Se pare că am primit o pizza întreagă! Și ce de pepperoni are! Și extra brânză! E timpul pentru distracție! Ia, de ce-a primit așa de mult? Asta e, o să mănânc feliuța minusculă! Bon appetit! Of, nu se mai oprește!
Mi-au obosit foarte tare mâinile. Asta e, măcar mănânc ceva. Ah, calupul ăsta se micșorează cumva. Baloane, ce frumos! Eu cât pot să fac baloane de săpun? Ce distractivă e chestia asta! Nu știu cât mai pot face asta. Poftim? Oh, nu! Emma? Emma, trezește-te! Oh, ce s-a întâmplat? Am adormit dând-o pe răzătoare? Acum trebuie să-mi primesc recompensa. Cantitatea perfectă de brânză. O să dureze ceva timp, nu-i așa? Gata? Boabe de porumb! Dar sunt nefăcute. Ce fac cu ele așa? Un bob micuț de tot. Perfect pentru cuptorul meu cu microunde micuți. Abia așteptam să-l folosesc. N-ar trebui să dureze prea mult, nu-i așa? Ok, treci înăuntru, micuțule. Ne vedem într-un minut. Ce tare o să fie! Uite cum a pocnit! E gata! Wow, tare, nu-i așa? Și mie îmi place popcornul, să știi. Ia stai puțin. Pot să te gătesc folosind asta. Vrei să mă ajuți, domnule soare? Așa. Vezi? Lumina le încinge bine de tot. Pocnesc toate una după alta. Ai grijă să nu te lovească. La asta mă refeream. Ăsta da atac al gustărilor. Ai dreptate. Să ajungem la 100, haide! Nu cred că pot. Bagă mare, Sofia, vrei mușchi sau nu? Nici să nu te gândești să te plângi. Haide! E normal să transpir atât? Aproape gata. Simt că mor. Ok, fie 5 minute. A fost dur. Mi-a așa sete. Ah, scuze. Stai, aia e o ganteră? Are acadele în capete? Te superi? Stai așa. Norocul tău, am adus două. Poftim. E cea mai mișto chestie. Cred că o să încep cu capătul ăsta. Wow, deja îmi lasă gura apă. E de zmeură. Vine. Wow, așa, fetelor, haideți. Cronometrul e pornit, fetelor. Calea perfectă să lingem puțin. Oh, da, arăt bine. Cel mai tare antrenament. Ok, începe tu. Hai să o facem împreună. Voila! Ce noroc că am avut runda asta. Și eu am primit doar unul? Sara nu are cum să le mănânce pe toate. Dar pot să încerc. Ce tristă sunt, îmi vine să plâng. Nici o firimitură în plus. Poate dacă aș fura unul de la ea? S-o crezi tu? O să am ceva de muncă. Wow! N-am mai văzut niciodată așa ceva. Parcă ai fi o bestie înfometată. Ei bine, acum sunt o bestie sătulă. Dacă tu ești fericită, apreciez micile bucurii ale vieții. Hei, încep eu? Ok, ce bine! Ce tare e! E un tort uriaș în formă de pepene. Și eu? Ia să vedem. Poftim? Niște semințe idioate? Ce să faci cu ele? Ia să-mi tai tortul. Frumos și elegant. Și acum să vedem interiorul. Chiar e o capodoperă. Deja-mi lasă gura apă.
Ce bun e! Aia e ciocolată? Știu ce pot să fac! O să-mi cresc propria gustare dulce! Doar sunt semințe, nu? Și acum ingredientul magic! Voilà! Ce semințe însetate! Și acum să vedem cum crește! Ce frumos e, nu-i așa? Cred că s-au copt! Ce verzi sunt! Și? Oh, ce semos e! Emma? Da, poți încerca și tu unul! Antrenamentul ăsta e distractiv! Cui nu-i place hula hoop-ul? Am nevoie de o pauză și de o gustare, aparent! Nu se uită nimeni! Aș putea să mușc nițel! Da! Deja-i simt gustul! Ce e un hot dog fără ketchup? Ce avem noi aici? Știi regulile? Eram așa de aproape! Of, ora de sport! Stai puțin! Clar pot să ascund chestiile astea! Întâi, să scăpăm de mânerele astea! Apoi bagă sfoara prin tuburile astea de plastic! Să folosim cârnatul ăsta mijlociu! Înțeapă fundul și împinge până la capăt! Nu uita de cealaltă parte! Să testăm pe micuța asta! Chiar merge! Doar mă antrenez, vedeți? Ține-o tot așa! Și m-a crescut! Salutare, proteină! Ce? Mințile înfometate gândesc la fel, așa-i? Stai pe loc! Nu pot să intri cu mâncarea și băutura aia! Dar gustările mele... Ce mă fac? Ha! Ce e ăla de acolo? Da! Acvariul ăla am două idei! Bun! Am punga mea cu Sprite! Arată ca apa! Și am rechinul meu din geleu! Intră acolo, peștișorule! Oh, ăsta e peștele meu de companie! Vai, ce drăguț! Intră! Eu și peștișorul îți mulțumim! Stai o secundă! E timpul pentru o gură! Ce Sprite pentru pește delicios! Hei, ce faci? Oh, scuze. Cred că auzeam chestii. Era cât pe ce? Iar e sunetul ăla! Pot să jur că aud zorbituri? O să o prind în fapt de data asta! Aha, stai! Ce faci? Nu! Nu-ți mânca peștele! Oh, nu! Ups! O să mai iau o gură! Se uită la mine? Se pare că acum e șansa mea! Am auzit aia! Ai auzit ce? Sunt cu ochii pe tine! La naiba! Acum ce mă fac? O să încerc să iau una! Bună, prietena mea dulce și delicioasă! Oh, nu! E chiar aici! Știam eu că pui ceva la cale! Pune-o la loc! Oh, și acum ce? Bună! Ai venit și tu la dentist?
Bună! Stai puțin! Ești salvarea mea! Wow! Nimeni nu mi-a mai spus asta până acum! Asta clar o să-mi rezolve problema! Ok, cască falsă pusă! E timpul să iau o mică gustare! Am pus-o în gură și nimeni n-a observat! Hei, ce se întâmplă acolo? Nimic! Asta e doar casca mea! Atâta timp cât nu mănânci! Da, eu și casca mea nu mâncăm! Bună! Am venit pentru club! Hei, mâncarea și băutura nu sunt permise! Păi n-am nimic! Mesteci gumă! Se pune! Scuipo! Pot să intru acum? Stai, o să te scanez de mâncare! Nu știu... Ești cam dubioasă! Părul tău! Oh, nu! Tot ești suspectă! Așteaptă aici! Asta va găsi orice ascunzi! Bun, mi-am terminat inspecția! Poți să intri acum! În sfârșit! Clubul ăsta e grozav! Și evident că am gustarea mea secretă! Caramele! Sunt așa simplu de modelat! Deci le pun pe niște unghii false! După ce au luat formă, îmi pun unghiile! Și uite așa, mi-am făcut o manicură din caramele! Câte una pentru fiecare deget! Și pentru degetul meu mare, normal! Manicura mea era gata și eu eram pregătită de club! Și acum e timpul pentru gustarea mea! Tocmai și-am mâncat unghia? Ce? E așa de scârbos! Ne-am cărat de aici! Bună! Ce mai faci? Ai chef de o gustărică? Iu! Aia are așa mult zahăr în ea! Prefer să fiu sănătoasă, mersi! O să fiu în mare formă! De-aia mănânc doar alimente verzi! Și băuturi! Ar trebui să încerci și tu! Eu? Eu prefer o dietă curcubeu! Plină de alimente galbene, maro și restul culorilor! Și nimic nu bate culoarea roz! Nu! Nu știi regulile? Of! Dar chiar vreau să mănânc pe asta! Mă rog, trebuie să ajung la o oră! Ce tristețe! Se pare că o să mă antrenez pe stomacul gol! Mirosind proaspăt, desigur! Stai puțin! Am o idee! Oh, da! Ca să furișez chestia asta, scoate conținutul deodorantului și înlocuiește-l cu vată de zahăr! Viclean, așa-i? Și miroase mult mai bine acum! E timpul să transpir! Continuă! Doar o secundă! Scuze, recuperez! Gata! Haideți! E timpul pentru o gustare! Transpir ca un porc! Fă ce trebuie să faci! Glumeam! Doar am nevoie de nițel zahăr! Mai bine nu-mi forțez norocul! Frate, astea chiar ard! Stai pe loc! O secundă, trebuie să-mi termin machiajul! Ok, acum sunt gata! Să vedem! Vai! Oh, Doamne, am întârziat rău! Ai farduri! Pot să le împrumut? Te rog, sunt varză! Nu, scuze, nu pot să ți le dau! Ce interacțiune dubioasă! Cum pot să mă lași așa? Dă-mi coace! Serios, doar îți cer ajutorul! De ce nu merge? Cred că fardurile tale sunt... M-am prins!
Fata aia tocmai a lins farturile. Intrați! Scârbos! Nu pot să cred că ți-ai deghizat caramelele drept farturi. Da, e o cale ușoară de a le furișa. Delicioasă, e așa bună! Seara de club a devenit mult mai bună! S-a auzit cineva? Nu te supăra! Da? Fără dulciuri în spital! Acum dăm chestia aia! Ai nebunit? Abia am cumpărat-o! Atunci mișcă-ți fundul de aici! Ce nepoliticos! Mișcă-ți fundul de aici! Stai puțin! Știu! E timpul să-l operăm pe domnul urs! Fă o tăietură pe spatele ursului! Apoi scoate o parte din umplutură! Acum ia o punguță de plastic și bag-o înăuntru! Și acolo intră vata de zahăr! Mersi că ți-a asta, domnule urs! Perfect! Să înceapă distracția! Să încercăm iar, bine? Domnișoară, stai! Ce e? Nu merg nicăieri fără ursul meu! Chiar e nevoie? Cred că e ok! Aș minți eu? Cred că poți intra atunci! Bun, băiat! Jennifer! Bună, dragă! Mă gândeam că ți-ar prinde bine un pufos! Ești cea mai tare! Dar speram la niște gustări! Azi e ziua ta norocoasă! Uită-te după fermoar! Arată umplutură, dar are gust de vată de zahăr! Annie? Am înlocuit umplutura cu vată de zahăr! Poți să o mănânci, jur! Ești sigură? Chiar e vată de zahăr! Cum de te-ai gândit la treaba asta? Ce fericită că te am, domnule urs! Cina! Ți-e foame? O să las asta aici pentru tine! Mănânc-o după ce te trezești! Of, mâncarea de spital e cea mai groaznică! Pun pariu că și amnea e la fel de scârboasă! Bine, o iau, să zicem! Mersi! Hei, sunt eu! Jennifer? Bună! Gustă-ți mâncarea! Pe asta? Ok! Ce fel de carne e asta? Ce zici? E ciocolată? Surpriză! Întâi ia niște gumă de mestecat. Câteva fâșii sunt ok. Apoi taie-le cu grijă pe jumătate. Fix așa. Fă-le ghemotoc și pune-le pe o farfurie. Apoi ia niște bomboane rotunde de ciocolată și așează-le lângă paste. Arată bine! Gumă de mestecat! Bun, calea pare liberă! Madison, știu cum să manevrez un cărucior de cumpărături! Bătrâna aia mi-a ieșit în cale! Ne trebuie suc? Ha? Clar avem nevoie de chipsuri! Nu, nici gând! Ah, haide! Trăiește și tu un pic! Jared, vorbesc serios! Nu, sunt ale mele! Dă-le drumul! Wow! Ce s-a întâmplat? Wow! Uite ce ai pe tine! Wow, mă simt așa special! Hei, tu ai urechi ascuțite! Ce? Ce cool! M-aș putea obișnui cu asta?
Jared, uite! Sunt două frunze! Wow, nu așa de repede! Să facem lucrurile interesante! Te simți norocoasă? Pe care să o aleg? Pe asta! Am luat unul! Planul meu a funcționat! Privește aici! 100! Uite aici! E magie! Ce face? Wow, ce de lămâi! Iar eu am primit una! Sunt așa fericit acum! Adică, uite-te la ele! E un galben auriu citric și sunt ale mele toate! E ziua mea norocoasă! Ce mai aștepți? Știi că lămâile sunt acre, nu? Va fi ușor! Privește aici! Ce suculentă e! Vezi? Nu e mare lucru! Am făcut o greșeală! Nu mă pot uita la asta! Am nevoie de apă! Am încercat să te avertizez! Am înghițit! Așa e mai bine! Stai puțin! Se conturează o idee! Carafă, lămâie, lămâie, carafă! Sunt un geniu! E timpul pentru suc! Ia de aici, lămâie enervantă! Vei regreta ziua asta! Dăm tot sucul tău! Mai mult! Mai mult! Vreau mai mult! Wow! A fost destul de ușor! E posibil să dureze ceva timp, dar nu mă dau bătut! Ai grijă în ce direcție strânge aia! Asta e ultima! Acum decorăm puțin! Lipsește un singur lucru! Standul cu limonada lui Jared e deschis! Ce drăguț! Stai! De unde au apărut oamenii ăștia? E suficientă pentru toată lumea! Primesc doar numerar! Mersi, te mai aștept! Ce? E om de afaceri acum? Următorul! Ce chestie inteligentă, Jared! Cum să concurezi cu așa ceva? Îmi place sunetul banilor! Ei bine, ar fi bine să termin cu asta! Nu, nu pot! Știu ce trebuie să fac! Un strop mic de frișcă o va face mai apetisantă! Arată bine? Nu am terminat încă! Ce zici de un topping de bomboane? Dulci, crocante și adaugă și un strop de culoare! Îi lipsește ceva! Sos de ciocolată! Da! Uită-te aici! Nu e niciodată suficientă ciocolată! Wow! Ar trebui să scriu o carte de bucate! Îmi plouă în gură! Astea ar trebui să mascheze gustul de lămâie! Ce e aia? Hey, Madison! Vreau să cumpăr asta de la tine! Ce zici? Stai să mă gândesc! Haide, știi că vrei! Bine, ne-am înțeles! Arată delicios! Are tot ce-mi place! Ei bine, s-a adus dieta mea! E așa bună! Trebuie să-mi dai rețeta! Chiar îți place? Cui pasă? Sunt bogată! Mă duc la cumpărături! Distrugi momentul! Sunt așa plictisită! Ce ar trebui să facem acum? Am o idee! Ce este? Putem da cu banul pentru următoarea provocare! Să nu depindă deloc de noi! Vom lăsa soarta să decidă! Îmi place asta! E 100! Eu primesc chiar unul? Mă întreb ce va fi? Wow! Pizza! Ce deprimant! Vorbești serios? Sunt în raiul pizzei! Așa? Multe pizze! E ca un turn înclinat! De pizze? Știi, eu nu mă plâng! Cu brânză! Ce bună e! Delicios! Ce frumos! Cred că m-am îndrăgostit! Și eu vreau doar o mușcătură! Simt gust de busuioc! Are nevoie de mai multă brânză, iar tu nu te atinge de pizza mea! Cum îndrăznești, domnule? Te știu eu! De asta am un dispozitiv de blocare pentru Madison! Pizzele mele sunt înconjurate de un câmp de protecție! Acum scuză-mă! Am crezut că nu mai pleacă! Un câmp de protecție? Da, sigur! Wow! Nu mințea! Ok, să încercăm din nou! Sunt așa aproape! Poate reușesc să-mi mestec până la ele! Nu renunț! Wow! Am luat o bucată! Asta e! Vino la mama! Ca și cum ai luat pizza de la un copil! Am luat-o! Am meritat din plin! Aș face orice pentru o felie de pizza! Complimentele mele bucătarului! Poate că voi mai mânca o felie! Nu regret nimic! Am adus brânza! Ce? Sunt sigur că erau mai multe pizze! Tu ai fost! Eu? Nu! Nici nu aș gândi la așa ceva! Ok, când o spui așa, adică m-ai convins! Acum e timpul pentru brânză! Uită-te la cascada asta de produse lactate! Se poate mai bine de atât? Nu prea cred!
Wow! E așa multă brânză! Trebuie să gust și eu! Cum aș putea refuza fața asta? Poftim! Mersi, amice! Mă gâdilă! Ok, cred că sunt gata! Madison, alege o mână! Stai puțin, vreau să le amestec! Bine, dă-i drumul! Ești sigură? Ai ales 100! Uop-up! Cum de nu mi-am dat seama de asta? Urăsc jocul ăsta! Ah, tipic! O bomboană amărâtă! Ce-am făcut să merit asta? Mă întreb... Nici să nu te gândești! O să fac să plouă cu bomboane! Sunt așa colorate! O să mă distrez cu astea? E timpul să fiu creativă! O să fac un turn! O să aranjez bomboanele așa! Apoi voi construi straturi! Cred că o voi mânca! Hei, ce face Madison? Oh, pare distractiv! Trebuie să investighez! Nu așa repede! Nu te apropia, m-auzi? Fugiți! Ești ok? Ce-a făcut? Ah, oribil! Ușor, e aproape gata! Asta-i tot! Wow! Jared, uite-te aici! Am făcut un turn Jenga din bomboane! Și vrei să mă joc și eu? Dă-i drumul! O aleg pe asta! Fiu, sunt așa emoționat! E delicioasă! Ok, e rândul tău! Simt presiunea! Ușor, o mișcare rapidă! Am luat-o și asta e recompensa mea! Îmi place jocul ăsta! E rândul tău! Devine complicat! O singură mișcare greșită și se termină totul! Te simți norocoasă? Clar pot să fac asta! Ai pierdut! Iar eu voi lua prada în urma victoriei mele! Nu contează! Norocul începătorului! Oh, Madison pare tristă! Poate că pot face ceva să o înveselesc! Sper să funcționeze! Dacă aș pune bomboana asta aici... E adorabil! Oh, Madison! Ce mai e acum? Trebuie să vezi asta! Oh, Jared, ce drăguț din partea ta! Nu la fel de drăguț ca tine! Jared, mă faci să mă jenez! Jared, trezește-te! Ce? Ce e? Vreau să joc jocul! Ah, bine, alege o antenă! Aia! Excelentă alegere! Ce-ai ales? Am ales 100! Oh, voiam eu să aleg asta! Nu știi să fii fair play! Wow, nu vine să cred! Așa multe clătite! Asta e cea mai cool chestie și am să le mănânc pe toate! Tu ce-ai primit? Nu vreau să vorbesc despre asta! Te comport ca un copil! Hei, sunt tot clătite! Nu vreau să-mi stric tricoul! Cred că am tot ce-mi trebuie! Să înceapă spectacolul! Voi pune frișca pe clătite! Oh, da, despre asta vorbesc! Înăuntru cu ea! E așa ușoară și pufoasă! Oh, ai frișcă? Sunt așa geloasă! E ca și cum ai mânca un nor! Ți-am spus că de mult îmi place frișca? Serios? Și mie? Nu mă mai satur! Îmi dai și mie un strop? Ce? Vrei asta? Da, te rog! Ai o furculiță? Ce? Nu, mă întorc imediat! A plecat? Exact cum am plănuit! Prieteni, o să vă placă asta! Hai să înlocuim frișca cu maioneză! Madison nu va bănui nimic! Trebuie să fiu rapid! Nu vreau să fiu prins în flagrant! Oh, da! Ce diabolic! Voi acoperi clătitele! Cred că e de ajuns! Uite-o că vine! Mai bine aș ascunde maioneza! Mi-am luat furculița! Oh, mersi, Jared! Nu e nicio problemă! Arată bine! Ai dreptate! Ce gustos! Stai, ce? De ce nu m-am gândit la asta înainte? E cel mai bun lucru pe care l-am gustat vreodată! Îți bați joc de mine? Asta e maioneză, nu? Sunt așa confuz! Nu cred că mai pot mânca încă o bucătură! Stai! Lasă-mă să văd asta! Nu e ceea ce pare! Maioneză? Serios? A fost o glumă? Ok, mersi pentru asta! Are un gust senzațional! Nu ești supărată? Nici gând! Îmi place la nebunie! Asta ar putea fi noua mea mâncare preferată! Trebuie să încerc și eu! Hei! Jos mâinile! Ce? Ei bine, nu sunt ale tale! Sunt așa confuz! Ai cele mai ciudate gusturi! Un serial care te lasă în coadă de pește chiar că-ți crește apetitul!
Să-i dăm drumul! Hei! Dă-mi-o! O vreau eu pe ultima! Wow! S-o desfacem! Stai puțin! Ce? Mai multe ambalaje? Asta nu mă încetinește! Nu se termină niciodată! O fi o glumă? Cred că e un bilețel! Trage de un capăt! Provocarea celor 100 de straturi cu mâncare? Wow! Ne băgăm! Oh, ce tare o să fie! E un sandwich! Un sandwich clasic plictisitor! Ce-s toate alea? Nu, doar pâine! E mai bine decât nimic, nu? Știu! Am nevoie doar de o felie ca să încep! Ești gata pentru asta? Glisează! Oh, așa mai merge? Zici că e sandwichul visurilor mele! Nenumărate straturi din toate chestiile mele preferate! Ta-da! Și eu primesc doar chestia asta amărâtă? Ce nedrept! Cred că pot să împart câștigul! Vai, mersi! Wow, chestia asta e o bestie! Ce bine că mi-e foame! S-o facem! Ce dulce! Dar și sărat! A fost la fix! Fața ta! Ba nu, fața ta! Măcar amândouă părem nebune! Să continuăm atunci! Naomi, pot să fiu prima? Ta-da! Wow, ce-i chestia asta? Cum de stau toate lipite? Arată bine! Wow! Ok! Doar o rolă? Nu-i nimic amuzant la asta! Aș putea să iau o bomboană! Hei! Am cea mai tare idee! Întâi, toarnă sucul într-un pahar! Hei, bule! Acum vine marele moment spumos! Uite că apar! Mișto, nu? Wow! Stai puțin! Știu! Revin imediat! Ok! Oh! Oare o fi destul suc? Vino aici, cutia mea prețioasă din bomboane! Să înceapă distracția! Wow! Ceva clar se întâmplă! Zici că sunt într-un jacuzzi! Grozav! Hei, Sara! Ce e? N-am toată ziua la dispoziție, să știi! Mi-a stricat distracția! Hei, deschide tu prima! Bine! O căpșună banală? Se bine că e fructul meu preferat! Dar asta înseamnă că tu ai mai multe! Mi-e cam frică! Dacă e un câmp plin de căpșune proaspete! Nu m-aș supăra! Clar nu mă așteptam la asta! E o petrecere cu un muiat în ciocolată! Dăm chestia aia! Înmoaie acolo! S-o facem! Ia uite ce groasă e chestia asta! Pot să o înmoi și pe-a mea? Mersi! E perfectă, nu-i așa? Și miroase și mai bine! E mai delicioasă decât mă așteptam! Acum și mai multe înmuieri! Oare o să meargă de 100 de ori? Wow! Clar durează ceva! O să aștept aici, se pare! Vreun mail nou? Uhuu! Oh, ups! Oare cât am dormit? Wow! 99 și 100! Deci așa arată 100 de înmuieri? Să gust? Au! Chis
chestia asta e tare ca piatra! Hai, desparge-te! E prea tare să nu fie documentată chestia asta! Nu mai pot aștepta! Ce-i așa de amuzant? Of! Cine mănâncă doar un biscuit? Asta înseamnă că eu am mai mulți! Arătați-vă, prieteni! Ce nedrept! Dar mai e o speranță! Când desfac chestia asta, pot să iau crema și să mănânc gustarea perfectă și dulce! Așa catifelată! N-am mai făcut asta până acum! Habar n-ai ce pierzi! Încearcă și tu! Pot mai bine de atât! Salutare, minunăție cremoasă! Fă cunoștință cu noua ta vecină! Le pun una peste alta pe șmecherele astea! Wow! Zici că e un zgârie nori cremos! Da! Uite 100 de straturi pentru tine! Și mai e un singur lucru de făcut! Să mușc! Oh! Frate, chiar e dulce! Viața e nedreaptă, se pare! Sper să ia durerea de burtă! S-o facem! Wow! De ce am primit doar o gogoașă? Zici că e ziua mea aici? Asta chiar doare! Știu ce să fac! E corect să mănânci o masă în ținuta potrivită! Așa! Mult mai bine! Mușcătura perfectă! Și e toată pentru mine! Cu adevărat încântător! Cred că arăți penibil! Așa adecvată! Uită-te la mine! Dar pe mine nu mă deranjează să mă murdăresc pe mâini! Ia uite! Oh, e timpul! Ce delicios! Poate că pierd timpul! Să le salutăm pe mâinile gogoși! Deci, așa se mănâncă desertul! Ce bun! E drăguț! Nu te supăra! Termină! Ce? Mănânci ca un animal! Ups! Cred că bucata asta e a mea! Ce rușine! Vrei și tu? Evident că nu! Deschide tu! Nu, tu! Împreună? Ha! Ai văzut vreodată așa de multă gumă? Interesant, nu? Poate pentru tine! Ce e interesant la asta? Nu-i corect! Dar înainte să mestec, aș vrea să încerc ceva amuzant! Ușurel! Așa! N-a mers! Și o maimuță ar putea face asta, Sara? Știu! Ar trebui să meargă cu un pic de salivă! Iu, scârbos! Acum se vor lipi perfect una de alta! O, da! Ta-da! Frate! Dar pot și eu să mă distrez? O să fac dintr-o bucată mai multe! Privește! Nu mai am nevoie de asta! Și gata! Propriul meu turnuleț din gumă! Dar nu seamănă cu opera mea de artă! Vezi? Nici nu se compară! Dar poți face asta? Mușcătura perfectă!
E mișto, Naomi, dar pot și mai bine de atât. Poate dacă... Of! Din vârf, poate? A fost multă gumă. Te doare maxilarul deja, Sara? Nu sunt nebună, nu? Stai! Ala bala portocala. Se pare că încep eu. Vezi și tu același lucru? Ce moale e! Ce grețos arată! Atunci n-o să-ți placă ce urmează? Ai nebunit? Ce sperioasă ești! Emma? Ia uite! Pot să mă uit în creierul tău! Glumesc! Uită-te și la tine! Un turn de 100 de ochi gumați! E cel mai urât lucru pe care l-am văzut vreodată! Și trebuie să-i mănânc? Dacă mi-apar pe față? Cu cât mănânc mai mult, cu atât o să-mi apară mai mulți ochi! Nu pot! Atunci nu mai rămâne de făcut decât asta! Ce bun e ăsta roz! Nici ăsta verde nu e rău deloc! Aș putea să mănânc 100! Sara, ți-a căzut al treilea ochi! Ups, gata, am rezolvat! Dacă pățești ceva rău, nu te pot lăsa să-i mănânci singură! Sunt chiar delicioși! Wow, provocarea asta mi-a făcut foame! Dacă ai putea avea un munte de mâncare, ce ați alege? Spune-ne în comentarii! Nu uitați să trimiteți acest clip prietenilor voștri și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe clipuri gustoase ca acesta!